Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și astăzi dimineață voi lucra din nou pentru dumneavoastră, la cererea dumneavoastră, un tutorial. Această umbreluță care mi-a fost cerută de una dintre, de fapt de mai multe dintre dumneavoastră, umbreluță pentru păpuși. Această umbreluță, după cum vedeți, are o mărime considerabilă. Eu am făcut ieri seară filmarea, dar când este să ai ghinion, ai ghinion. Am uitat să scot routerul din priză și în momentul în care s-a întrerupt internetul, mi s-a blocat filmarea și am ajuns aproape la sfârșitul lucrării. Vreau să vă prezint care ar fi rezultatul final. Umbreluță pentru păpuși. Eu astăzi dimineață voi lucra cu un fir mult mai subțire, care m-am gândit eu că ar putea fi și un frumos mărțișor sau chiar mărturie pentru botez. După cum vedeți, aceasta este lucrată în firul Lisa Lurex. Eu aseară am lucrat într-un fir de macrame care se lucrează cu croșetul numărul 3. Am ajuns aici cu lucrarea. Cum spuneam, mi s-a oprit internetul și mi s-a blocat totul, mi s-a oprit camera. Așa că astăzi dimineață voi relua din nou tutorialul. Produsul final este acesta. Și fiind prezentat produsul final, vom începe lucrarea propriu-zisă. Voi lucra cu macrame numărul 5, care poate fi lucrat cu croșetul cuprins între 1-1,75. Eu voi folosi croșetul cu numărul 1. Voi îndrepta camera mai jos în modul în care să puteți vedea. Voi lucra cu croșetul 1,05 mm. Apoi vom avea nevoie de coarfece, exact ca în toate lucrările noastre. Vom avea nevoie de câteva mărgeluțe pentru a-i face mânerul. O bucățică de fir metalic, un pic mai rezistent, cu care vom forma mânerul. Și o bucățică de fundiță roz pentru decor. Ați văzut produsul final cum se prezintă, lucrat în fir mai mare, aceasta este, o voi da deoparte și vom începe lucrarea propriu-zisă. Voi pune ghemul jos să nu mai cadă din nou, exact ca la filmare trecută, și începem să lucrăm. În cercul magic voi face pentru început un număr de 3 ochiuri de lanț. Care vor ține locul unui picioruș dublu. 1, 2 și cel de-al treilea. Eu sper că am poziționat bine camera în modul în care dumneavoastră să puteți vedea. Acum voi continua lucrând un număr de alte 11 piciorușe duble. Deci la sfârșit vom avea 12 piciorușe duble. Și cu acestea vom porni lucrarea. Așa cum vă spuneam, această umbreluță poate fi foarte bine un frumos cadou pentru 8 martie, un cadou mai inedit, la care cred că nimeni nu s-a gândit, și chiar mărturie pentru botez. Aplicând o fundiță sau o floricică de culoare roz, se poate folosi pentru fetițe, o fundiță de culoare bleu se poate folosi pentru băieței,
Deci vom lucra 12 piciorușe duble. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am lucrat cele 12 piciorușe duble, acum voi închide cercul magic cu fir alunecat. Nu-l vom strânge chiar foarte tare, pentru că în mijloc va trebui să introducem acea parte metalică. Vom strânge după aceea cât este nevoie. Și odată terminat acest rând, vom lucra din nou 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. În același picioruș din rândul anterior, vom lucra cel de-al doilea picioruș dublu. Luăm firul din nou odată pe croșet, ne deplasăm în următorul picioruș și vom face din nou 2 piciorușe duble. Deci, acest rând va consta doar în înmulțiri, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 24 de piciorușe duble. Deci, în corespondența fiecărui picioruș va fi o înmulțire. Este foarte. Să știți că eu sunt încă pe jumătate adormită. Am dormit de fapt foarte puțin. La mine acum este ora 3 și jumătate dimineața și m-am culcat astăzi și tot astăzi m-am trezit pentru că a trebuit să fac filmarea. Deci vom continua cu înmulțiri. Iar la sfârșitul rândului ne întâlnim cu un număr de 24 de piciorușe duble. Am ajuns la capătul rândului, vom închide rândul în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș cu fir alunecat, după care vom continua. Vom lucra 3 ochiuri de lanț plus un alt ochi, deci vor fi 4 în total. Voi lua firul pe croșet, mă voi deplasa către următorul picioruș, voi face un picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, firul pe croșet, mă deplasez în următorul picioruș, voi face din nou un picioruș dublu, urmat de un ochi de lanț de separare. Deci, acest rând va consta în 24 piciorușe duble, separate fiecare de un ochi de lanț. În felul acesta vom continua singure, iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Deci nu uitați ochiul de lanț de separare, căci este foarte important. Așa se prezintă. Am ajuns la capătul rândului, voi face ochiul de lanț de separare și voi închide în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș cu fir alunecat. Voi continua lucrând din nou 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Firul pe croșet. Voi intra în corespondența ochiului de separare și voi face un picioruș dublu. Firul pe croșet, voi intra în următorul picioruș. Deci de data aceasta vom face piciorușe duble, inclusiv în corespondența ochiului de lanț de separare. Tot rândul vom lucra în acest mod. Foarte simplu. Modelul în sine este simplu, nu este deloc greu, este și atrăgător în același timp, însă așa cum vă spuneam, am avut ghinion cu filmarea. Și astăzi mi-am luat măsuri de precauție,
Am scos ruterul din priză să nu mi se întâmple din nou aceeași poveste. Deci, în corespondența fiecărui picioruș dublu și a ochiului de separare, vom lucra câte un picioruș dublu, iar noi ne vom întâlni la capătul rândului. Ceea ce obținem este aceasta. Am ajuns în corespondența ultimului picioruș dublu pe care îl voi face în corespondența ochiului de separare. Acum voi închide totul în cel de-al treilea ochi din primul picioruș cu fir alunecat. Voi continua lucrând un număr de 5 ochiuri de lanț. 3, 4, 5. Acestea vor reprezenta un picioruș dublu și două ochiuri de separare. Voi lua firul pe croșet, voi sări un picioruș dublu, voi intra în următorul, voi face un picioruș dublu, două ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet, voi sări din nou un picioruș din rândul anterior, voi intra în următorul. Deci acum practic vom lucra un picioruș dublu și două ochiuri de separare, sărind unul dintre piciorușele din rândul anterior. Un picioruș lucrat, unul nu, un picioruș lucrat, unul nu. Acesta. Voi intra aici. Vreau să vă mulțumesc pentru vizualizări. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de mine, chiar dacă nu sunt prezentă în fiecare zi pe YouTube cu tutoriale. Știți foarte bine că în spatele fiecărui tutorial sunt ore întregi de muncă. Și apoi când mai ai și ghinion, chiar că eu am plâns aseară, sincer vă spun. Asta este. Se întâmplă. Nu este vina nimănui. Vom continua în felul acesta, ca și până acum. V-am vorbit, cred că și rândul trecut, de noul grup de Facebook care s-a înființat, Pasiuni Croșetate. Este grupul doamnei Emilia Lisa Minea. Vă invit cu drag să vă înscrieți. Expuneți și pe grupul doamnei lucrările dumneavoastră. În același timp, din nou mă adresez doamnelor de pe grupul meu de Facebook. Cine dorește o zi pe săptămână să fie administrator în cadrul grupului, nu este mult de muncă, doar ziua respectivă, în restul săptămânii nu trebuie să vă implicați, pentru că, așa cum știți, grupul acum este destul de mărișor și una dintre administratorile grupului a găsit servici. Oricum nu mai are timp să se ocupe de grup, iar eu trebuie să mă împart între grup, tutoriale și serviciul de zi cu zi și, sincer vă spun, timpul meu aproape că nu mi-e
permite să respir. În sfârșit, asta este. Vorbind, am ajuns aproape la capătul rândului. Voi face ultimul picioruș dublu, două ochiuri de lanț, voi închide în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș și vom continua rândul următor. Mă voi deplasa acum în acest spațiu de două ochiuri de lanț cu fir alunecat. În interiorul acestuia voi lucra pentru început trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu și voi continua cu alte patru piciorușe duble. Deci, în total, în corespondența fiecărui spațiu creat din cele două ochiuri de lanț, va fi un număr de 5 piciorușe duble. 4, cel de-al cincilea. Apoi, în următorul spațiu, voi face un picioruș scurt, după care, din nou, voi lua firul pe croșet, voi intra în spațiul următor și voi face, din nou, acel evantai format din 5 piciorușe duble. Am 2, 3, 4, cel de-al cincilea, picioruș scurt în următorul spațiu, sărim din nou, spațiul următor, vom continua cu 5 piciorușe duble, piciorul scurt în următorul spațiu și vom continua să lucrăm singure. Ne întâlnim la sfârșitul acestui rând pentru a închide lucrarea. Am ajuns în corespondența ultimului spațiu format din cele două ochiuri de lanț. Acum eu voi intra și voi începe piciorușul scurt, însă nu îl voi închide, ci voi prinde și cel de-al treilea ochi din primul picioruș de la începutul rândului și le voi uni toate împreună, în felul acesta. Acum, cu fir alunecat, mă voi îndrepta către cel de-al treilea picioruș dublu din acest evantai. Și am ajuns în corespondența celui de-al treilea picioruș. Aici voi lucra din nou trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi continua cu alte trei ochiuri de lanț de separare, deci vor fi un total de 6. Voi lua firul pe croșet și în corespondența aceluiași picioruș voi face al doilea picioruș dublu. Deci vom forma un V în felul acesta. Voi continua cu 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, firul din nou pe croșet. Voi continua în următorul evantai, în corespondența celui de-al treilea picioruș, deci piciorușul din mijloc. Voi face din nou un picioruș dublu, trei ochiuri de lanț, cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș din rândul anterior. Cele patru ochiuri de lanț, firul pe croșet, voi intra din nou în corespondența celui de-al treilea
ochi din următorul levantai, voi face piciorușul dublu, trei ochiuri de lanț de separare și un nou picioruș dublu în corespondența aceluia și picioruș. Deci, în felul acesta vom continua pe întreg parcursul rândului, iar noi ne vom întâlni la capătul rândului, ceea ce obținem este această secvență. Am ajuns la capătul rândului, am lucrat ultimele patru ochiuri de lanț, voi închide rândul în cel de-al treilea ochi din primul picioruș dublu de la începutul rândului. Voi intra în interiorul acestui arc format din cele trei ochiuri de lanț dintre cele două piciorușe duble și voi face trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu și voi continua cu alte șase piciorușe duble, deci vor fi un total de șapte. Avem două, trei, 5, 6, 7 piciorușe duble. Acum vom face 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4. Voi intra între cele 4 ochiuri de lanț de separare din rândul anterior și voi face un picioruș scurt, 4 ochiuri de lanț din nou, 2, 3, 4, firul pe croșet, voi intra din nou în corespondența celor 3 ochiuri de lanț dintre aceste două piciorușe duble și voi face din nou, este prea larg firul, voi face din nou cele 7 piciorușe duble. Deci voi forma un nou evantai, de data aceasta format din 7 piciorușe duble. Mai lucrez o dată împreună cu dumneavoastră, 2, 3, 4, 5, 6, cel de-al șaptelea, 4 ochiuri de lanț, 3, 4, un picioruș scurt, în corespondența celor 4 ochiuri de lanț din rândul anterior, putem să-l împingem un pic așa, alte 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4 și vom continua cu următorul evantai în următorul spațiu de 3 ochiuri de lanț. Aceasta este ceea ce trebuie să realizăm pe parcursul acestui rând, ceea ce obținem această secvență, după cum vedeți. Noi vom continua singure și ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns în corespondența ultimului spațiu, voi face cele 4 ochiuri de lanț, 3, 4, piciorușul scurt în mijlocul spațiului format din cele 4 ochiuri de lanț din rândul anterior, alte 4 ochiuri de lanț, 3, 4, voi închide totul cu piciorușul alunecat în corespondența primului picioruș de la începutul rândului. În acest moment vom face 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, după care voi face un picot format din 3 ochiuri de lanț. 3 ochiuri de lanț. Mă întorc în jos, 1, 2, 3, în primul ochi de lanț care formează picotul, închid cu fir alunecat.
firul pe croșet, mă îndrept către cel de-al doilea picioruș din corespondența evantaiului format, voi face un picioruș dublu, un nou picot. Sper foarte mult ca să se vadă ceea ce lucrez. Vom închide picotul cu fir alunecat, deplasez către următorul picioruș dublu și voi face un picioruș dublu, un picot. Vom închide cu fir alunecat. Din nou picioruș dublu, în următorul picioruș dublu din rândul anterior, un nou picot pe care îl închidem cu fir alunecat. Explic atât de mult pentru că aș vrea ca și doamnele începătoare să învețe să facă acest proiect. Vom închide și acest picot, iar acum voi face ultimul picioruș dublu din acest evantai. Un picot, 1, 2, 3 ochiuri de lanț, îl voi închide cu fir alunecat. După care mă deplasez în următorul evantai și voi face un picioruș dublu, un primul picioruș dublu din acesta. În felul acesta voi închide totul, voi face din nou exact ceea ce am făcut în corespondența primului evantai. În fiecare picioruș dublu din rândul anterior, un picioruș dublu, separat de un picot, 2, 3, un picot de 3, voi lucra din nou încă un pic împreună cu dumneavoastră. Așa cum vă spuneam mai devreme, vreau să urez bun venit tuturor înscrișilor pe canalul de YouTube. Vreau să vă mulțumesc pentru vizualizări. Vă mulțumesc pentru frumoasele cuvinte de apreciere. Mă emoționează foarte mult comentariile dumneavoastră. În acel moment, citind acele cuvinte frumoase, îmi dau seama că sacrificiile pe care le fac nu sunt inutile. Cineva mă urmărește, sunt persoane care apreciază ceea ce realizez. De fapt, și de drept, eu foarte mult mă adresez dumneavoastră, doamnelor începătoare. Încerc să vin în întâmpinarea dumneavoastră făcând tutoriale după fotografiile pe care mi le trimiteți, deci la cererea dumneavoastră, și vă sunt foarte recunoscătoare pentru faptul că îmi sunteți alături. Am făcut ultimul picioruș dublu din acest evantai. Voi face ultimul picot, după care voi trece în următorul evantai, în corespondența primului picioruș dublu. Voi face un picioruș dublu și din nou un picot. Voi continua cu un nou picioruș dublu.
pot. Piciorul dublu. Din nou un picot. Piciorul dublu. După ce voi termina această lucrare, voi încărca tutorialul. Sper să nu dureze mult. Aici, în Italia, internetul este foarte, foarte slab, foarte greu funcționează, se întrerupe de foarte multe ori. De aceea și ieri seară am avut acea cădere de internet. Cum vă spuneam, am uitat să scot routerul din priză și în momentul în care s-a oprit internetul, s-a blocat filmarea. Am rămas, ați văzut, aproape. Deci am realizat partea centrală, urma să fac codița și să pun accesoriile și totul s-a blocat. Acum mi-am luat măsuri de precauție, cum vă spuneam, am scos routerul din priză să nu-mi facă din nou surprize. Totul este datorit, cred, foarte mult influențează și timpul. Nu știu cum este acasă, însă aici este ceață. Sunt într-o zonă în care predomină ceața foarte mult, atât iarna cât și primăvara, toamna. Aceasta este ceea ce obținem, deci vom lucra în continuare în acest mod. Iar noi ne vom întâlni la capătul rândului, acesta fiind și ultimul rând din lucrare, după care vom ansambla umbreluța. Am ajuns în corespondența ultimului picot. Acum vom închide lucrarea. Deci am realizat picotul, îl închid cu fir alunecat. Și mă voi îndrepta către primul picioruș dublu de la începutul rândului. Voi închide totul cu fir alunecat. Acum voi scurta firul și capătul de fir îl vom ascunde dedesubt cu acul sau cu croșetul, așa cum doriți dumneavoastră. În momentul în care veți realiza acest proiect, dacă veți folosi firul de macrame, așa cum am folosit eu, va trebui apretat și pus pentru a-i da formă, pus pe un balon umflat. Dacă veți lucra cu alize diva sau cu un alt tip de fir, puteți apreta și cu fixativ de păr și tot așa puneți produsul final pe un balon pentru a-i da forma necesară. Eu acesta nu am cum să-l apretez pentru că acum l-am terminat. Cel care l-am făcut noaptea asta îl voi apreta și voi face un coșuleț. Deci nu îl voi arunca, voi da forma unui coșuleț. Acum voi continua cu partea din mijloc. Vom face mânerul. Voi introduce firul aici în mijloc. Aici va veni de acum lipiciul lichid și mărgeluțele. Voi pune din lipiciul lichid pe capătul firului metalic. Voi introduce o mărgeluță. Găsesc mijlocul
Voi pune un pic de lipici lichid și pe mijlocul lucrării, pentru că în felul acesta vom da stabilitate atât mărgeluței, vom ține un pic apăsat în felul acesta. Uitați, ieri seara, exact aici, mi s-a blocat camera. Aici am fost ajuns cu filmarea. După care, în momentul în care totul este fix aici, totul este stabil, vom întoarce și vom pune din nou un pic de lipiciul lichid la baza. Încercând să schimb locul, mi-a ieșit de aici mărgeluța. Voi da modul în care dumneavoastră să puteți vedea ceea ce realizez. Voi pune și la baza lucrării un pic din lipiciul lichid, pentru că aici voi aplica următoarea mărgeluță. Camera este foarte jos pentru că vreau ca dumneavoastră să puteți vedea modul în care am realizat lucrarea, partea cea mai importantă, partea croșetată. Acum voi ține aici pentru a da stabilitate întregii lucrări. Vom aștepta un pic. Eu sper să vă placă ceea ce cu drag realizez pentru dumneavoastră. Cred că acum s-a lipit și vom pune mărgeluțe pe firul metalic, atât cât considerăm că este nevoie. Eu voi întrerupe un pic până când voi pune toate mărgeluțele și ne întâlnim apoi. Am ajuns la capăt, voi pune din nou un pic de lipici lichid și voi aplica ultima mărgeluță, care apoi va închide mânerul umbrelei. Vom ține din nou un pic presat să se lipească. Astfel vom da stabilitate întregii lucrări. Iar acum avem mai multe variante. Fie rămâne deschisă, apretată, așa cum v-am spus. În total, cu mărgeluța din exterior, am folosit 14 mărgeluțe care au diametru de o jumătate de centimetru. Deci acesta este numărul total de mărgeluțe folosit. Cum spuneam, avem mai multe posibilități. Fie mai întâi apretați umbreluța, după care îi montați mânerul, fie în acest mod o vom închide. Acesta, precum o umbrelă, și eu voi pune un pic foarfecul aici să o țin. Voi face o fundiță din pânglicuța roz. Dacă aveți o pânglicuță un pic mai subțire, cu atât mai bine. Voi încerca să fac așa cum v-am arătat și alte dăți,
fondița perfectă. V-am arătat modul în care nu greșim, nu mai avem nevoie să folosim furculița sau degetele pentru a ne chinui să facem totul în mod corect. Voi aplica un pic de lipit și aici, pe partea din spate. Iar acum voi fixa și voi forma fondița cu farfecul. Am luat farfecul greșit. Voi scurta capetele. Sigila cu bricheta să nu se desfacă țesutul felul acesta. Voi aranja din nou aici umbreluța mea. Eu o voi lăsa deschisă. Voi încerca să-i dau o formă cât mai corectă. Uitați-vă felul acesta. Voi aplica un pic din lipiciul lichid pentru a-i da stabilitate. Aceasta în cazul în care doriți să o faceți cadou. Un cadou mai deosebit, așa cum vă spuneam. În cazul în care doriți să o folosiți precum mărturie pentru botez, iar în varianta deschisă o puteți folosi, bineînțeles, lucrată cu un fir mai mare, o puteți folosi precum umbreluță pentru păpuși. Am aplicat și fondița, iar aici deasupra, pentru a-i da o notă de culoare, voi aplica o mică buburuză, pentru că buburuza este vestitorul primăverii. Poartă și noroc. Dau un pic de o parte de aici să puteți vedea ceea ce am realizat până acum. Uitați-vă ce frumos se prezintă, cel puțin mie îmi place, bineînțeles că îmi place, este lucrarea mea, alături de o floricică roz. Poate fi foarte, foarte atrăgătoare, precum o mică atenție de 8 martie. Pentru floricica roz, floricica de seta, de mătase, puteți găsi pe canalul meu tutorial. Produsul final este acesta. Voi lăsa camera mai jos să puteți vedea și umbre la mare. Voi fixa modul în care să fie vizibil totul. Deci, aceasta este umbreluța mare. Să vedem. Umbreluța mică, umbreluța mare, pe care trebuie să o apretați foarte bine.
Și din nou, ca întotdeauna, vă doresc o zi frumoasă, vă îmbrățișez cu drag, vă aștept din nou alături de mine, voi veni cu noi tutoriale, sper să nu mi se mai întâmple ceea ce mi s-a întâmplat ieri seară. Sunt Tatiana Andrieș și din nou vă doresc o zi minunată, vă iubesc, vă mulțumesc că sunteți alături de mine. La revedere!